Molto stimate comune precedente, domino l'Accademicienne, stimate comune Ceconsu, onorata asistență, vreau întâi de toate să mulțumesc domnului Patraș, care este o gazdă perfectă acestui eveniment, Centrului Cultural Eudoxiu Cumuzachi. O plăcere, dar și o onoare să fim invitatul acestui superb centru efectiv. Institutul Cultural Român de la Chișinău, pe care cred că mulți dintre dumneavoastră l-au vizitat, din păcate nu dispune de un sediu tot atât de impunător, cel puțin pentru moment. Sper că lucrurile se vor îmbunătăți și la Chișinău. Apreciez... Au și nevoie de un Patraș. Au și nevoie de un Patraș. Din câte înțeleg, este mai mult un efort personal, inclusiv al lui Patraș, în lansarea acestui centru, chiar aici, în inima Ceconsilor. Vin întotdeauna cu multă plăcere, revin întotdeauna cu multă plăcere la Cernăuți, un oraș pe care l-am cunoscut din copilărie. Multe din vacanțele mele erau petrecute alături de Cernăuți, la Costiceni, de unde veneam în vizite scurte, de weekend, să spun așa, în capitala Bucovinei. Și pentru mine, orașul a însemnat mai curând Cernăuțiul Chișinău, pe care l-am văzut mult, mult, mult mai târziu și pe care, în comparație cu Cernăuțiul, nu l-am iubit multă vreme, pentru că e un alt tip de oraș. Nu spun că nu mai găsesc acum. Nu l-am iubit, am folosit trecutul. Este a doua lansare de carte aici la Cernăuți și e un subiect să zic, care nu are legătură directă cu orașul. Romanul Cânte cu Mării se referea direct la Bucovina, la Cernăuți, era o legătură cu... avea o legătură cu regiunea dumneavoastră. Rusia la răspândire ne vizează pe toți, ori factorul rusesc, factorul geopolitic rusesc, este un factor cu greutate care contează, nu pot să spun în egală măsură, dar care contează destul de mult și la Cernăuți, și la Chișinău, și la București, și la Paris, și la Berlin, chiar dacă într-o măsură diferită. Am fost deseori întrebat și asupra acestui aspect am discutat și cu colegii care au făcut analiza cărții la Paris, ulterior la Chișinău, de ce a fost nevoie de această carte și de ce eu, care nu sunt un specialist în Rusia, recunosc că, ca și politolog, am o altă zonă de preocupare, este geopolitica Caucazului și Mării Negre, conflictele din această zonă. Este prima carte pe care o dedic Rusiei, o zona din Rusia pe care o cunosc mai bine și despre care am scris este Caucazul de Nord, nu Rusia în întregime. Într-un fel, imbordul a fost țara dumneavoastră, a fost Ucraina. Au fost evenimentele care s-au desfășurat în Crimea la începutul anului 2014, anexarea Crimeei, și comentariile pe care le-am văzut în presa occidentală, în special în presa franceză. Am fost într-un fel contrariat de modul în care analiștii politici francezi, istorici sau politologi au analizat evenimentele din Crimea, ulterior din estul Ucrainei. Și mi-am dat seama, nu că n-ar cunoaște factologia istorică sau contemporană din aceste zone, ci că au o optică total diferită. Privesc diferit decât noi, cei din estul Europei, la ceea ce se întâmplă. De la distanță lucrurile se văd diferit. E ca și un obiect. Optica este diferită. Dacă punem un obiect în fața noastră și privim din diferite unghiuri, îl vom vedea diferit. Tot astfel este și cu Rusia sau cu greutatea Rusiei în geopolitica mondială. La Roma, bună oară, sau la Madrid, conflictul din Ucraina, din estul Ucrainei, nu reprezintă o preocupare. Nu veți găsi în presa italiană sau în presa spaniolă teme că escaladarea tensiunilor din estul Ucrainei ar putea conduce la o destabilizare globală. Francezii sau nemții au fost mai prudenți, pentru că, țări mari fiind, evident că și Franța și Germania au tangențe cu ceea ce se întâmplă în estul Europei. Mai ales Germania, dar și Franța, în ultima vreme, are o prezență tot mai manifestă, tot mai evidentă în zona Mării Negre, în sud-estul Europei.
Totuși, declarațiile unor oameni politici sau unor politologi m-au pus în gardă, dând dreptate unii dintre ei comportamentului Rusiei în estul Ucrainei și mai ales în sudul Ucrainei. Citez și declarația făcută de ex-președintele francez Sarkozy, care a spus că istoric Rusia ar fi fost îndreptățită să anexeze Crimea. Domnul Sarkozy nu a fost deloc singurul om politic francez care a făcut declarații de acest fel. Au fost deputați cu greutate și din partidul de guvernământ actual, Partidul Socialist, și din partidul principal de opoziție, Republicanii, care au făcut declarații oarecum sinonime, asemănătoare cu cele ale fostului șef de stat francez. Eu mi-am dorit, pentru că această carte l-am scris-o pentru un public din Basarabia, pentru un public din Republica Moldova, publicul țintă a fost unul din România, versiunea românească, și cel din Franța, la o editură din Paris. Am început cu geoistorie pentru că, pentru a înțelege ce se petrece acum în zona Mării Negre, comportamentul Rusiei în general de astăzi, e nevoie de a înțelege antecedentele, de a cunoaște antecedentele comportamentului geopolitic al Rusiei și nu doar din secolul XIX sau secolul XX, ci chiar mai devreme. Care a fost gândirea geopolitică rusă, tradiția geopolitică rusă. Menționez aici că Rusia n-a avut o școală veritabilă de geopolitică, ceea ce este surprinzător. Ori francezii, mai ales nemții, englezii, americanii au avut nu doar o tradiție, un comportament geopolitic, au avut școli de geopolitică. Nu putem vorbi despre o școală geopolitică rusă, decât unii cercetători care tangențial ating teme de geografie politică sau de geopolitică teoretică la începutul secolului XX. După instaurarea regimului comunist, geopolitica a fost prohibită ca și non-știință sau ca antiștiință, de fapt, după 1917, era percepută ca un concept burghez, deci a fost interzisă. Interdicția a fost extinsă și asupra geografiei politice după 1945, pentru a nu face niciun fel de trimitere la geografia germană, socială germană, antropogeografia germană, care era strâns conectată de școala germană de geopolitică din perioada interbelică. După cum au spus antevorbitorii, care sunt geoistorice în special, încep să analizez relația Rusiei cu cele trei curente principale de gândire geopolitică pe care le-a avut: panslavistă, eurasianistă și internaționalistă. Panslavismul, care a fost curentul dominant în gândirea sau în doctrina de politică externă a Rusiei înainte de Primul Război Mondial. În fond, al doilea, Primul Război Mondial a și fost produsul ciocnirii a două panisme, a două panidei, cea pangermanistă și cea panslavistă. Și în acest sens, așa cum menționez aici, legendarul marș al lui Agapkin, rașianie slavianchi, adio al femeii slave, cu care au plecat ostașii ruși în Primul Război Mondial, a fost efectiv extraordinar de simbolic. Pentru că, de ce s-a început Primul Război Mondial? Anume dintr-o pasiune panslavistă, Austria, care atacă Serbia la 28 iulie 1914, Serbia, care avea de asemenea o tendință panslavistă, reunirea slavilor de sud în jurul ei, omorârea arhiducelui Franz Ferdinand la Sarajevo, și Rusia, care se aliază cu Serbia, Austria, Germania, care răspunde acestei alieri, ori Germania avea o obligație față de Austria pentru un acord de alianță, Franța, care era aliată cu Rusia și care răspunde alianței cu Rusia, Anglia, care răspunde alianței cu Belgia, și până la urmă toată Europa, printr-o tablă de șah, un efect al dominoului, este antrenată într-un război pe neașteptat. Primul Război Mondial a fost total neașteptat, contrar a ceea ce ne spunea istoriografia sovietică. În vara anului 1914, nimeni nu credea într-un război mondial. Relația Rusiei cu islamul, relația Rusiei cu creștinătatea ortodoxă, relația Rusiei cu evrei, o relație extrem de interesantă și de controversată, mai ales după 1917, Rusia a avut o politică antisemită foarte dură, care a și condus în ultima instanță, a împins
mulți reprezentanți ai comunității evreiești, numeroase din Rusia, Rusia era țara în care trăia jumătate din populația evreiască a lumii, până în 1914, din cei 12 milioane de evrei, jumătate locuiau în Imperiul Rus până în 1914, dar comunitatea evreiască din Rusia era obligată să trăiască în așa numită zonă de rezidență, care cuprindea fostul regat al Poloniei și fostul mare principat al Lituaniei, plus câteva teritorii anexate în sud.